Iar am venit într-o deplasare din aia de unde nu ne mai vine să plecăm. De ce? Pentru că, da, v-ați prins. Asta este brelocul de Porsche, asta este cheia de Porsche, iar asta este mașina pe care o testăm și am testat-o. Se vede clar că e o Targa. Nu este o Targa obișnuită, este o Targa 4 GTS. Hai să ne jucăm întâi un pic cu cheia. Se ridică toată partea asta din spate, luneta, se retrage acoperișul, după care luneta se pune înapoi. În mod evident, pentru că dimensiunile lunetei sunt uriașe și în mers ea poate acționa practic ca o velă, nu se poate face această operațiune în mers, doar pe loc. Acum că am decapotat-o, hai să deschid puțin la interior. Să pornesc. Am mai pornit una în spate, s-a auzit. Și să dau și geamurile jos. Am pornit, am dat geamurile jos. Pot să mă joc acum cu selectorul modurilor de condus și să trec mașina ori în sport, ori în sport plus, ori în individual, ori în wet, ceea ce nu e cazul în Italia astăzi, unde sunt foarte, foarte multe grade. Și desigur pot să mă joc un pic cu piciorul pe pedala de accelerație. Mai ales dacă mă duc în Sport Plus, se deschid și toate valvele de la eșapament și lucrurile capătă o tentă baritonală serioasă. Bun. Despre interior, la noul GTS trebuie să știți că are foarte mult negru. Există alcantara, după cum se vede frumos pe volan. Există piele de foarte bună calitate pe sus. Există alcantara chiar și în această parte inferioară a bordului și ornamente extrem de bine lucrate și finisate. PCM-ul suportă acum Apple CarPlay și Android Auto over Wi-Fi. Integrarea funcțiilor smartphone-ului este impecabilă. Aici, din punct de vedere al instrumentarului de bord, lucrurile sunt excelent împărțite, după mintea mea. Acele două display-uri laterale care le cunoaștem sunt la locul lor, iar în mijloc avem un cadran pur și simplu analogic, pentru că mașina asta continuă să păstreze niște moștenire sportivă așa cum trebuie. Din punct de vedere al comenzilor, nu avem doar cu touchscreen, deși și ăsta funcționează impecabil. Avem comenzi și pe butoane. Uite, spre exemplu aici, butonul care îți ridică fața să poți să treci peste pampuri, butonul care îți deschide valvele de la eșapament, desigur avariile, traction control și suspensia. Și desigur mai sunt butoane pentru a schimba melodiile, volumul, desigur. Aici comenzi pentru climatizare și în partea asta, uite, acum chiar o să închid asta, să mai facă zgomot și aici, desigur, butonul pentru a opera, uite, bam, aici frumos, aici, music, radio, Apple Music nu avem, dar uite, BBC, Radio 6 Music, să dăm aici.
încet. Phaserul, micul phaser, a rămas la locul lui, selectorul transmisiei. Reverse, neutral și drive. Aici avem butonul parking și butonul care îți pune cutia în manual, astfel încât tu să poți să selectezi treptele din padelele din spatele volanului, care sunt așezate fix acolo unde au nevoie să fie așezate pentru degetele tale. Comenzile pentru a decapota și capota mașina sunt aici. Uite-le, astea sunt. Există butoane pentru ventilarea scaunelor și pentru încălzirea lor. Ăsta este butonul pentru frână de mână și desigur capacul pentru băuturile pe care le savurezi în mașină. Cotiera are și ea niște alcantara, desigur. Asta este spațiu din cotieră, spațiu pentru telefon și două mufe USB-C. Asta este mașina în toată splendoarea ei și pe exterior GTS vine cu niște artificii negre, astfel încât să-ți individualizeze mașina în gamă. În afară de faptul că scrie GTS frumos aici, în afară de faptul că scrie GTS desigur pe spate, adică aici, tu mai poți să recunoști că acesta este un GTS pentru că are aceste accente de negru și pe bara spate și pe grila de aerisire a motorului și desigur pe jante. Poți să recunoști targa pentru că scrie aici targa și poți să recunoști că este un GTS pentru că și toată secțiunea asta este neagră. Tot GTS mai țipă și aceste ornamente și desigur acest mic flaps de pe bara față care aduce puțin mașina mai spre exterior ca să o ajute din punct de vedere aerodinamic. În rest, despre GTS trebuie să știți că a fost gândit să încadreze clienții între cei care vor să-și cumpere un 911 Carrera S și cei care vor să-și cumpere Turbo sau Turbo S. Practic, oamenii de la Porsche, despre cei de la marketing vorbesc, au gândit mașina asta astfel încât ea să aducă niște sportivitate în plus clienților care își cumpără un 911 și nu-l vor pe cel standard, dar celor care nu vor sau nu au chef sau nu își permit să treacă la un turbo. Asta este mașina. 480 de cai putere, 570 de Nm din acest motor care a făcut istorie pe 992. GTS vine, prin urmare, 2 ani jumate mai târziu, după ce s-a lansat 992, să aducă acești 30 de cai în plus și 20 de Nm de cuplu în plus pe un 911, dacă poți să-i spui standard. Asta este mașina, iar dacă vă întrebați ce este cu acest mic deflector de aici? Ei bine, scopul lui este să nu-ți facă turbulențe în interior când mergi cu mașina decapotată. Odată ce ai decapotat-o, el va fi în poziția asta și va trebui să-l acționezi cu mâna ca să se ridice și să-ți anuleze turbulențele de la interior. Asta este mașina. Acum urmează să mergem frumos pe circuit aici la centrul Porsche de la Francia Corta, unde mă așteaptă un alt GTS. Să văd imediat despre ce e vorba. Astea sunt mașinile de la exterior. Cu asta tocmai pleacă un pilot să facă tururi rapide. Asta este una albă, care nu are legătură cu testul nostru pentru că este un Turbo S. Asta este Lava Orange și asta este Carmine Red.
parcă pe roșu și pe orange se văd mai bine detaliile negre, nu-i așa? Ia uite, detaliile negre GTS. Bam! Atenți. Că a venit mașina mea verde. Pe asta o să vedeți în testul de la Super Speed la ProTV. Asta verde se numește Python Green și mi-a scos mie pe real pe circuit, pentru că practic am încercat să mă țin după instructor și asta m-a făcut să transpir foarte tare. Mașina este tracțiune spate, după cum se vede foarte bine aici pe badge, care era GTS. Dacă ar fi fost integrală, desigur că ar fi scris aici care era 4 GTS. Și asta înseamnă că pe pistă piloții adevărați se distrează un pic mai mult. Amatorii ăștia mai neexperimentați ca mine se distrează puțin mai puțin, pentru că ei nu știu să controleze spatele când pleacă la viteză foarte mare, dar avantajul este că îți crește puțin pulsul și simți că trăiești. N-au greșit foarte tare oamenii ăștia când au făcut acest test pe circuit, pentru că aici este locul în care chiar poți să experimentezi cai ăia în putere, în plus pe care i-are GTS față de generația anterioară de GTS și față de care era normal. Absolut minunate, mă, mașinile pe care le fac ăștia. Minunate.